Imogene, îmi place de o fată frumoasă cum să mă declar. Habar n-am. Nu-mi spune mie, sau nu mă întreba pe mine, cum să cucerești o fată, frate, că nu sunt Andrew Tate, nu sunt nimeni, nu sunt... Nu sunt un om care trebuie să dea sfaturi în legătură cu lucrurile astea. Eu m-am dus, prima întâlnire pe care am avut-o, fraților, am mers cu ea de mână, 20 de kilometri, nu cu ea de mână, cu mâna pe lângă ea, așa, nu știu cum am mers, 20 de kilometri, și am popat-o pe obraz după 4 ore, și când am ajuns acasă eram cel mai fericit, când am salutat prima dată o fată, și acum am dintile ăsta băgat înăuntru, când am popat prima dată o fată, mi-a căzut dinții, mă, că m-a dat cu ea dinții în dinți, mi-a căzut smalțul după dinți, ești prost? Voi mă întrebați pe mine de cum să cucerești o fată când eu m-am dat cu ea și jemul la cap dinții în dinți, mi-a căzut dinții din gură? Mi-a căzut dinții din gură, sunteți nebun la cap? Nu mă mai întrebați pe mine, mâncava și gura voastră, cum să cucerești o fată sau alea, că sunt blestem. Sunt prost rău. Adică nu mă întrebați pe mine. Habar n-am, nu știu ce să faceți. Fiți voi. Trebuie să găsiți pe cineva la un moment dat care o să vă placă pentru ceea ce sunteți. E easy și simplu. Nu ai nevoie de mare chestie. Cum mai văd pe ăștia care mai vorbesc. Dom'le, ai nevoie de mașini. Ai nevoie de cutare, nu ai nevoie, frate, de lucrurile astea, că o fată decentă, o fată cu cap, la fel ca și tine, presupun, dacă ai cap, dorește să construiești lucruri împreună. Nu trebuie să ai nimic, ești nebun la cap, trebuie să ai bun simț, trebuie să te placă pentru ceea ce ești și împreună să construiești chestii. Nu trebuie să ai chestii, nu mai vorbiți de toate tâmpările când aud băieți din ăștia pe anturaje, domne, cutare, trebuie să ai mașină. Trei var, familia voastră, mi-am luat mașina la 25 de ani, sunteți nebun la cap? Mi-am luat mașina la 25 de ani, sunteți nebun la cap? Ai nevoie de mașină, trei var, familia voastră, să ai o iubită? Ai nevoie de prieteni, ai nevoie de mașină ca să ai prieteni, ai nevoie? Bă, chestiile astea cu aia, dacă atunci când ai lucruri, și mă refer la bani, financiar vorbind, apare lumea pe lângă tine, nu e ok. Eu am prieteni de când aveam nimic și țin lângă mine, frate, pentru că m-am apreciat pentru ceea ce sunt, când n-aveam nimic. E ciudat când apar oameni pe lângă tine când ai, nu credeți? Nu credeți că e ciudat să ai bani și de data să apară prieteni și asta și nu știu ce? Nu mai nevoie de să fii înconjurat de 50.000 de oameni. Ai nevoie să fii înconjurat de familia ta, care să fie sănătoasă și să mergi cu ea până la capăt, ești nebun la cap. Prieten nu trebuie să fie neapărat, v-am mai spus lucrurile astea, prieten nu trebuie să fie neapărat o persoană pe care ai cunoscut-o în școală sau cu tare. Prieten poate să fie și tactul. Prieten poate să fie și măta, prieten poate să fie și mătușita, unchitu sau un verișor. Și eu cred că ai mai mult de câștigat dacă un prieten e cineva din familia ta, din sângele tău, decât un prieten pe care l-ai cunoscut în diferite socializări pe care le-ai avut tu, într-un club sau cu tare sau nu știu ce. E simplu, e easy. De-aia v-am îndrumat de fiecare dată când mai primesc întrebări pe Instagram. Bă, frate, cu tare, nu știu ce. Du-te, frate, vorbește cu măta și cu tactul. Bă, e rușine? Puneți-vă mâna și vorbiți. E easy, e simplu. Vorbesc cu o fată, nu o tragem de ceva. Ho, Andrei, mâncați, ai gura ta, te duci direct cu barca de aia cu motorul de la mare, mâncați cu 16 faici. Ho, Andrei, bazalt. În muncire vorbesc cu o fată, nu o tragem de ceva timp, am început să împar sentimente cu ea, ea se trăiește și cu alții. E o femeie mai ușoară. Andrei, bazalt, ce, despre ce vorbim aici, băi băiat? Ho, prhoț, ho! Ușor, băiatul meu, mânca abași gura voastră. Ho, ușor. Ușor, hopa, ho, prr, ho, stai, stai, nango. Nu mă mai puneți pe mine să vă dau sfaturi, că eu nu cunosc o relație. Că vine cineva și spune, ai, mă, cine stau cu o fată care mi-a făcut rău. Dar nu știu ce rău ai făcut tu la rândul tău în relație aia. Adică sunt niște chestii. Eu încerc să vă dau un sfat. Fiți, mă, în pula mea mai buni. Nu costă nimic. Să fii mai bun în viața asta nu costă nimic. Să faci răul poți face foarte ușor. Foarte ușor poți să pui piedică la un om pe stradă, sau foarte ușor poți să faci rău prin a vorbi lucruri urâte. E foarte ușor să ieși pe stradă să-l înjuri pe unul. Să-mi bat pula morții tăi efectiv să-l înjuri. Că a făcut, nu știu, o greșeală în trafic. Dar mai greu este să fii bun. Să lași, mă, a greșit. Salut, bă, frate, să fii iubit. La modul ăsta, știi? Că și eu astăzi mâncava și gura voastră în trafic. Am făcut după banda a doua. Se băgase doi în fața mea, tăiase calea, se băgase să facă stânga și nu mai apucat să fac și eu stânga. Și am dat semnal dinainte și a trecut o motocicletă și mi-a arătat direct mare muie. Omul a fost badass. Un motociclist în ăla pe spate cu pula mea, din aia motociclist în aia. Omul a fost rău de tot. Omul m-a futut efectiv. Omul mi-a arătat muie efectiv.
Omul efectiv mi-a arătat așa după motocicletă. Mamă, m-a distrus că mi-a arătat muie, efectiv. M-a nenorocit, mă. Deci m-a nenorocit omul. Cum a trecut el așa în depărtare și mi-a arătat muie. Ești numărul 1 cu metre, ești cel mai tare. Mi-ai dat o lecție, Gogule. Mi-ai dat o lecție de viață, ești nebun la cap. Toată lumea poate să fie rea, frate. Mai ușor, mai greu e să fii bun. Mai greu să fii bun, că dă să fim răi. E easy. E easy să fii rău. E foarte easy, ești nebun la cap. Să facem rău, să facem Caterin, să facem nebuni, e ușor. Dar să ne schimbăm, să devenim din ce în ce mai buni. Și nu pentru oamenii din societate, pentru noi. Nu zic că acum trebuie să fii bun cu toată lumea, frate, că apare unul care te scuipă și tu, mersi mult că m-ai scuipat. Nu, frate, dar cu oamenii care merită, cu oamenii care îți oferă respect, care îți conferă respect, oamenii care te tratează cu bine. Că e o modă acum, am pula mea, să fii rău, badass, o, bă, dracu, Tupac, easy, stați, dracu, liniștit, ești nebun la cap, că am fost eu rău. La 16-17 ani eram eu easy, alea, pula mea, îl înjuram pe Dumnezeu, înjuram biserica, înjuram alea, făceam, dregeam, nu știu ce, până-i-aute, aparate, nu alea de bagi așa. Aparate direct, conectat la aparate. Și să vedeți mâncava și gura voastră. Cum vedeam o frunză când cade în copac, parcă altfel vedeam viața. How? Să mă râdem să mai ale. Bun, hai că am vorbit prea mult de subiecte din astea serioase. Mâncava și gura voastră de... Ești că sunt Marin Vasile, de vorbește de etică, domnule. Hai să vorbim de etică. Deocamdată e mai bine singură ziua de azi. Fiecare face ce dorește în viață, frate, efectiv. Stați, că avem de băut în seara asta, River, familia voastră, de ne facem pirați. Facem 4.000 de like-uri, let's go, mâncava și gura voastră, facem 4.000. M-a ajutat foarte mult mâncava și gura voastră să dăm o menționare pe Instagram, să intre cât mai multă lume. M-a ajutat extraordinar de mult și v-am spus chestiile astea. Nu rămâne decât pe final să vă dau un mulțumesc, mai mult dată nu pot să vă ofer. Imaginea cu cerută pe gagică mea, într-o dată învățată de la tine, am întrebat-o dacă are floci. Ai de pula mea, doamne. E o glumă, mă! E o glumă, Cătălin, e o glumă. Cu siguranță dacă o întreb pe una dacă are floci, n-ai șanse mari la ea. Ne-a rupt să moară aia dacă te mint. Ne-a rupt. La cât vine invitatul? Cred că pe la vreo 6.000 de like-uri, dacă nu mă înșel. Vine și invitatul. Primeai vreo comparate, faci mai multe lume să bage, să bage bani la păcănele și să-i pierde. Degeaba e caritabil ajutând un om strigând 2-3 prin faptul că vor să apuce să bage bani la aparate. Cătălin, gata, a căzut ideea, la revedere. La revedere ideea cu aparate, cu caritabil. O să facem noi mâncava și gravosă caritabil așa cum am făcut până acum. Lejer pe spate, 48 de ore cât facem, dormim pe live-uri nebuni, easy. Deci gata, ca să nu mai vorbim despre chestiile astea. Easy, n-are rost să... Intră. Mie merge foarte bine, deci am anul ăsta al meu, nu vreau să vă zic, dar am făcut bani. Să mă ajute Dumnezeu în capa și gura voastră câți bani. Cine m-a făcut să fac bani ăștia? Voi. Că eu v-am mai spus vă niște chestii și vă repă niște chestii. E dreptul vostru dacă comentați la fiecare YouTuber pe care îl urmăriți. Pentru că atunci când un partener vine, un partener, un brand, vine să lucreze cu mine ca YouTuber, pe mine nu mă întreabă, Imogene, ce faci tu pe live-uri? Vorbești despre cutare, faci, te joci, nu știu ce. Pe mine mă întreabă câți oameni am pe live. Deci pe scurt asta ce înseamnă? Ce înseamnă asta? Spuneți voi ce înseamnă asta. Ce înseamnă când un brand vine și întreabă câți oameni ai pe live? Că voi ne faceți pe noi să facem bani. Adică easy. Easy. Nu am oameni pe live, nu fac bani. Am oameni pe live, fac bani. Cui revine meritul ăsta? Nu spun că noi nu avem un merit youtuberii, că fiecare are, că face, se joacă, unul vorbește, face story time. Dar, per total, meritul revine oamenilor. Asta ce înseamnă? Că trebuie să respecti oamenii care te urmăresc, nu? E easy, bă, frate, bă, mâncava și gura voastră. De asta le zic la toți oamenii ăștia, lasă-vă, pula mea, aroganța asta, că ești arogant așa, dar te-ai ajuns tu. Că dacă nu erau oamenii, nu erai nici tu. Dacă nu erau oameni, nu era nici tău, nu erau nici bani. Revină-te cu picioarele pe pământ. Revină cu piciorișele pe pământ. Revină cu picioarele pe pământ. Ce 53, mă? A făcut poză. Oiaa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 a
Thank you.
25 de la boabe, de la boabe, de la Florida Smoke, lasă-l, ia-l! Un lucru e cert, dacă oamenii vor să aducă argumente pro și contra, să-i bagi într-o conferință și să spună fiecare părerea de la final și să tragi concluziile corecte, pentru că spui și nu e simplu, dar argumentele unde sunt? Tet! A claxonat Mirel, de pune folii în mol. Tet! Bro, what the fuck? Claxonează de două ori! Dacă ți-ai luat o casă unde te-ai mutat. Bă, e foarte dificil, n-a vorbit despre casă unde te muți, ce faci, cum faci. Vedem. Clar, ideea de a cumpăra pământ a căzut. Deci, ideea de a cumpăra pământ și a încredi o casă singur, la revedere. De ce? Pentru că nu sunt capabil. Nu sunt capabil să fac lucrurile astea. Nu sunt, recunosc, sunt un om foarte dezorganizat, sunt un om jale, am nevoie de ajutorul oamenilor de pe lângă mine ca să mă responsabilizeze. Nu sunt un om responsabil. Deci clar, asta înseamnă că o să cumpărăm o casă care e gata făcută. E simplu, da? Vedem. O să vorbim lucrurile astea. Deocamdată strângem bănuțe. Și de ce nu-l pe Marian să te ajute și să stai la lucrare? Cocoa. Pentru că Marian este un om care a trecut prin viață, un om care a ajuns la vârsta de 60 de ani, care a trecut prin foarte multe, care în momentul ăsta suferă, pentru că i-a murit o soră, maică-sa și taică-su, un om care a ajuns la pensie, un om care a muncit foarte mult, un om care a ajutat foarte mult persoane de pe lângă el și un om care a căzut la pământ. Asta este taică-mi în momentul ăsta și nu pot să depind de tata. Nu pot să depind de tata. N-am cum să depind de tata. Tata în momentul ăsta nu este disponibil emoțional să mă ajute pe mine. Este easy. Marian nu pare de 60 de ani? E foarte bine că nu pare, da. Asta este. E offline taică-miu? I-am luat acum, i-am luat televizor. I-am luat și eu primul lucru, mâncam, că nu prea am luat. Vreau să mănânc căcat. Ce am mai cumpărat pe la țară chestii? Am cumpărat niște mese, un grătărel, pe acolo ce am mai cumpărat pe la țară și am cumpărat acum un televizor, că i-am promis de foarte mult timp că o să iau un televizor ăsta, că mi-e foarte, foarte mulțumit de el și să uită pe Netflix dată de tâmperile. E foarte important, mâncați și gura ta, să nu faceți ce am făcut eu. Eu, neavând comunicarea pe care am avut-o, neavând comunicarea pe care o au alții cu maică-sa și cu taică-sa, eu de fiecare dată când intram într-o relație sau ajungeam în o altă familie, eu tratam familia ca pe familia mea, ajutând familia aia mai mult decât îmi ajutam eu familia și luând muie la final. Din cauză că nu era comunicarea aia, dar totuși sunt părinții mei, mama și tata, frate. Și uite așa, am ajuns în punctul în care am avut datorii pentru altcineva. De asta zic, așa cum aveți familia, așa cum e familia voastră, aia e familia voastră, asta vi s-a dat, aia e, cu aia mergeți până la capăt. Dar prima dată ajutați-vă familia, nu străinii. Că străinii nu pun preț pe tine. Adică, vă mai zic o singură dată, am mai spus-o de 50.000 de ori. Am intrat într-o relație. Marius sus, Marius jos, Marius băiatul meu, Marius nu știu ce, Marius nu știu ce, Marius cu tare. Și am făcut datorii în bănci. Fiecare bancă care puteam să o iau la rând, o luam. Și am făcut datorii la fiecare bancă. Și după 3 ani de zile când a trebuit să-mi dea banii înapoi, nu mai era Marius băiatul meu. De asta trebuie să învățăm din greșel. Cât au ajuns băncile total? Bă, nu știu, dar e o sumă mare rău de tot, dar le-am plătit. Asta e, ăsta e un lucru bun, că le-am plătit și că acum sunt, pot să am o mașină pe numele meu, pot să am o casă pe numele meu, pot să am facturi pe numele meu, pot să am. Înainte mă cava și gura voastră când am cumpărat aer condiționat de la Giurgiu, pe numele meu, a venit să-mi ia aer condiționat 3 vani. Am venit să merg condiționat trei var familia voastră. De ce? Că aveam datorii. Pot să îi blamez pe oamenii aia? A venit în pula. Bă, nene, lasă-mă trăiți al familia ta că stau sus. De face Marian țuică pe bloc. Că așa mai spuneau tovarășii mei că Marian face țuică pe bloc dânsmoală.
Bă, după ce că sunt 50 de grade în Giurgiu, Trăița, că se, noi avem sus, smoală, ați înțeles? Și eu stau la ultimul etaj la 7. Bă, nene, că se încălzește smoală aia, 3 varfă, 50 de grade în casă.